Salutare, prieteni! Eu sunt Bodhi, sunt alături de Alex, Alex Alvarez, salut! Salutare! Și astăzi o să facem o colaborare ceva mai interesant, pentru că uitați ce am aici. Ei, arată și tu, dacă da, le ai. Da, de ce? Bam! Fidget spinnere, da! Am văzut chestia asta la Molt, ca să nu ziceți că zic eu că este o idee originală sau ceva de genul. Am văzut-o la Molt, într-adevăr, și mi s-a părut foarte interesantă. Și alături de Alex am zis să facem și noi. Un clip de colaborare în care să ne jucăm cu astea în timp ce jucăm Clash Royale. Deci, un fel practic, de challenge. Da, e un challenge. Gen, astea ar trebui să se învârte tot timpul. Bine, sunt mai multe, adică nu doar să se învârte. O să mai facem și unul în care ținem pe deget, o să fie mai interesant. Da, da, da. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Dar, în mare parte, o să jucăm cu o mână și cu o mână o să încercăm să ținem alea învârtindu-se pe toată perioada în care jucăm noi meciurile. De? Cam asta o să fie. Și primul meci o să jucăm, primele două meciuri am zis să jucăm noi cu decurile noastre, jucăm normal. Primul meci o să învârtim normal. Jucăm meci cu o mână, cu o mână învârtim ăsta. Al doilea meci eu o să încerc să joc cu ambele, pentru că am două, iar Alex o să încerce să îl țină pe un deget. Nu știu cum exact, pentru că nu te văd, Alex, dar păi, o să vezi că pe filmare se vede în timp ce fac da, totul. Da, exact. Și o să văd cum o să-l ții pe un deget. Deci tu o să-l ții pe un deget, iar eu al doilea meci o să încerc să joc cu ambele. Nu știu cum o să joc, pentru că e o chestie. Da, o să joc cu degetele astea mici. Habar n-am. Mă descurc eu. Așa. Și al treilea meci, cel ce câștigă al doilea meci o să dea un challenge celuilalt cum să joace. Bun? Asta cred că e cel mai ok. Bun. Și al treilea meci o să schimbăm și deck-urile, asta e clar, așa am zis de la început, am uitat să spun. Bun, eu m-am conectat acum cu Facebook-ul, dacă hai poți să-mi dai eu tu invite. Da, dacă te-am găsit, eram pregătit aici. Bun. Bine, eu îți dau un arena nouă, că ce? Player already has a challenge. Stai, da, două secunde că o să dai eu X. Mie mi se blochează puțin când mă conectez cu Facebook-ul. Gata, poți să-mi dai acum din nou? Da, ți-am dat, super. Cred că e blocat puțin. Două secunde, gata. Bun, gata. Hai, ai ăla. Încep de acum să-l învârt. Oh my god, trebuie să-l țin cu dreapta, nici nu știu cum să... Eu îl țin în stânga. Îl țin în dreapta și joc cu stânga. Bun. Bun, hai să vedem. Oh my god. Nu știu exact ce deck ai tu. Nu știu ce deck ai tu. Nici eu, dar bă, nu e... știu deck-ul ăla pe care l-ai tu cu 3 mușchetari. Ăla e! Ăla? Oh my god. Da, ăla e. Mamă, boli. Deci dacă pierd... A, există șanse mari să pierd. Dacă pierd, mă fac de râs rău de tot pentru că am counter. Văd că ai splash acolo în spate, o să omor muschetirele alea două. Nu chiar, se pare că au supraviețuit. Ce ciudat e să mă joc doar cu o mână, pentru că făceam combo-uri unde foloseam ambele mâini. Zap! Nu! Oh my god, s-o prește asta. Parcă uit tot timpul să-l învârt, da, n-am e... să mă concentrez la chestia asta. Exact. Deci nu sunt bun la multitasking. Hai că... Chestia e că eu, nu știu, uneori las telefonul din mână și învârt cu mâna. Da, păi asta am făcut și eu, mereu când l-am învârtit. Pentru că okay, nu ai cum. Da, știu. Și la mine se încetinește destul de repede chestia asta. Trebuie să las iar telefonul. Păi și la mine se încetinește, eu nu pot cu mână, chiar n-am cum, nu. Am eu să văd eu cum o să joc cu două mâini. Când o să am două de-astea. Bă, deci tu trebuie să pun trupe și trebuie să și învârt ăla. Deci n-am cum. Nu cred, Alex. Bine, mi se oprește și ăsta. Mă, nici știu ce să fac. Eu l-aveam de 2, dar aici în arena e de 1. Oh my god. Și mi-a picat, am jucat challenge-ul ăla cu Nightwitch și mi-a picat graveyard din chestul ăla de la challenge. De cât a fost chestul? Winurile? Am făcut 6 winuri. Mă, e bine. Și mi-a picat super, mamă ce noroc am avut. Hai mă, dă-i învârte ăla. Te-ai pregătit bine cu deck-ul ăsta al tău. Adică... Asta e deck-ul meu main, eu cu ăsta joc. Da? Îndrează. Da. E destul de bun contra... Și nici măcar n-am apucat să folosesc lightning spell. A, ok. Adică n-am apucat să-l folosesc. Bine că mi-ai spus că ai lightning. Nu contează, oricum, ce mare surpriză pute. Jur că n-am vrut să pun minerul acolo, am vrut să pun fire spirit-ele. Hai că te întregi cu gluma. A meritat lightning-ul ăla? Mamă, vezi că mi-ai dat bine. Păi... A, eu mă așteptam să-ți iau turnul, de fapt. A, atunci mi-ai dat bine. Atunci mi-ai dat prost. Oh nu, Alex! Aici mă enervează chestia asta, doamne. Dar,
Nu știu dacă se vede pe cameră, dar trebuie să vadă, sper. Eu trebuie să țin mâna așa sus. Hei, nu eram atent. Spune că ți-a turnul. Nu le-ai. Din păcate. Nu cred. Uite cât mai are la turn. Hai că am dat să vârtesc chiar. Nu l-ai luat, nu? Nu. Foarte aproape să-l iau. Bun. Îl luai cu logo, deci... crezi? Nu, 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 nu. Nu-l luam cu logo-ul. Poate cu logo-ul și cu un hit de miner. Bun, deci în mare parte asta a fost primul meci și mi s-a părut destul de greu pentru că mi-a amorsit puțin umorul. Și mie mi-a amorsit umorul, că țin așa de sus pentru că nu da, vede. Da, exact, și eu la fel. Acum eu o să trebuiască să mă joc cu ambele, nu știu cum o să mă joc și Clash Royale. Oh my god, hai să vedem Alex. 3 meciuri? Ba da, dar ăsta tu o să-l ții pe un deget, nu știu cum o să descurci nici tu. Deci trebuie să-l ții pe un deget. Joc cu mâna stângă, că altfel n-am cum să-l țin pe un deget. Deci pe un deget. Trebuie să se rotească tot meciul. Și să și câștigi dacă poți. Și eu să mă joc cu ambele. Nu, jucăm tot cu decurile noastre. Și următorul meci sau... Da, cu... Dacă vrei să schimbi, ai alt deck pregătit. Nu știu, ia stai să facem mai și pe aici. Am un deck secundar, dar gen dacă îl schimbi, să schimbi și tu știi. Că pe ăsta, uite, de exemplu, nu știu decul tău secundar. Bine, bine, ok, hai că schimbăm. Mi-am schimbat și eu, am altul. Ți-ai schimbat gândul? Okay. Da, am schimbat. Ah, by the way, o să dau astea la giveaway. Dacă vreți să intrați în giveaway, o să fac la sfârșitul clipului, o să vă dau informațiile necesare cum să intrați în giveaway, ca să știți de acum. Bun, îți dau? Bun. Da, poți să dai. Ok, nu știu ce deck e ăsta, nu mă, nici nu cred. Bun, deci, hai, hai pe un deget, Alex, da? Da, 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 stai, deci cred că mă bați groaznic, mai ales pentru că n-am cum să țin un deget chestia asta. Da, tu te gândești că eu le-am pe ambele în deget, unul se învârte. Dar nu pot să arăt la cameră, nu, nu pot, nu pot să arăt la cameră, efectiv, o să-l țin, dar... Dar nu pot să arăt la camera că-l țin. What the fuck? Deci... Eu joc cu degetele mici, n-am atins cartea, oh my god! Nu cred. Crede-mă că la tine e bine pe lângă la mine. Ba nu, crede-mă că mi se oprește unul, mi se oprește celălalt, trebuie să pun și cărți. Să nu scadă ăla pe telefon să-l spați. Nu cred. Al meu e și greu. Am și eu unul care e mai greu și unul care e mai ușor. Ce fac acum? Ce fac acum? Ce fac acum? Ce fac acum, body? Aoleo. Se oprește unul. Dar nu pot să-l țin să eu nici nu, eu eram concentrat foarte mult să învârt astea și nici nu vedeam ce-ți fac ție la am pus frizul prost. Nu pot. Da, chiar l-ai pus prost. Mă gândeam că ai prins turnul. Na, nu pot, că nu pot să joc cu stânga. By the way, o să facem un clip exact ca asta și la Alex pe canal, așa că o să las linkul în descriere. Oh, mi-e frică să nu-mi dau un telefon, că n-am folie. Oh my god. Dacă îmi dau un telefon, am pățit-o. Hai. Cred că meciul ăsta o să-l câștig. Și uite cum câștig cu două de-astea. Oh, nu, 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 Alex. Pleacă cu focul de aici. Uaaa, am pus târziu. Știi ce era bun acolo? Freeze-ul ăla pe care l-ai irosit. Da, dar l-am irosit? Așa, spui chiar foarte bine. Deci n-am cum. Băi, e puțin amuzant pentru că eu trebuie să fiu concentrat în două părți. Și pe astea... Dar la tine se vede cum joci, că-s curios, că vreau da, să da, la tine. Da, da, se... Doar să se vadă. Mă rog, se vede că... Nu știu dacă se vede telefonul, se vede foarte puțin telefonul, că e pe birou. Dar restul se vede și irosesc elixir, că trebuie să îmi furt astea. Oh my god. Da, oricum mă băiați clă... Mamă, mamă, nicio șansă, Alex. Am schimbat și deck-ul. Da, da, da. Păi și eu l-am schimbat. Sau dacă... Ai pune freeze-ul la cu Ale... Nu cred, pe bune, chiar l-ai pus. Eu glumeam. Chiar l-am pus. Pe bune! Am dat și în telefon. Deci am dat și în telefon cu unul ăsta. Ok. Ok, battle pe ăla, battle, hai! Fii atent, o să aștept să vină Lumberjack-ul și... Oh my goodness. Ce să fac, ce să fac, ce să fac, ce să fac, ce să fac. S-a oprit puțin unul, dar ce freeze. Repede, arrows, hai. Ok, că am scăpat de ei. Haide. Nu pune hog, nu pune hog-ul, te rog să nu pui hog-ul. Graveyard, hai. Du-te. Bun. 1-1. Cum? Da, 1-1. Frumos. Bun, și eu o să îți dau ție exact challenge-ul pe care o să-l faci meciul ăsta, bun? Deci bun. Ai jucat în mare parte pe ce mână ții spinnerul tu când te joci? În stânga, îl țin. Și te joci cu dreapta, că îți vine mult mai ușor, nu? Normal.
E, de data asta o să faci invers, pentru că am câștigat și am zis că cine câștiga al doilea meci. Oricum la început, practic așa am făcut un pic, dar când am dat freeze-ul ăla. Când am dat freeze-ul ăla așa jucam. Da? Îl ții pe stânga, okay. Îl ții pe dreapta cu care te joci. Spinner-ul. Joci cu stânga. Ah, ok. Păi, să fie invers. Am înțeles ideea, gata, așa. E ok. Iar eu, pentru că am câștigat, o să mă joc fără spinner. Și schimbăm decurile. Păi de ce nu? Pentru că am câștigat, am zis cine câștigă și alege, bun? Da, sunt sigur că o să câștig. Zi. Așa, deci te joci cu mâna opusă cu spinnerul, te joci cu cealaltă cu telefonul și o să ne jucăm cu deck-urile de le-am propus noi înainte, gen cu cărțile care arată ca spinere, Valkyrie că se învârte, execution. A, eu joc cu ale? Și eu, amândoi, numai că tu te joci okay. cu spinnerul, eu nu mai joc cu spinnerul. Să-l repete, deci era Valkyrie. Da, executioner. Am pus Mirror. Mirror. Tornado. Clonă. Mirror, tornadă și clonă. Clonă și apoi îți mai pui tu ce vrei. Eu mi-am pus zapul, mi-am pus scheleții de un elixir. Gen d-astea ușoare, nu cine știe. Da, exact. Hai că cred că am pus tot. Perfect. Mi-am băgat. Da, hai că perfect. Okay. Bun. Când ești gata, eu sunt gata. Nu mă joc nici cu spinnerul. Eu cred că o să avem decuri exact la fel și nu o să facem absolut nimic. Nu știu, eu am și banditul. Nu știu dacă ai banditul. Aaaa, eu nu am pe bandit. Ok. Atunci, dăm voie să iau niște cărți diferite. Pentru că eu n-am banditul. Ok. Iau ăștia, hai. Hai, îi dăm? Dă-i. Bun, okay. Hai să vedem. Îți dau în arena 8 în caz că ți era dor de ea. Ok. Și battle, bun, hai. Învârte de ăla, eu o să joc relax acum. Hai, vedem. De fapt, tu ar trebui să fii mai relaxat, că e o jucărie de antistres asta sau ceva de genul. Este super antistres, mai ales când joci Clash Royale, te destresează. Foarte folositoare. Am jucat în oglindă, deci uite, sunt amândoi la același, o să se întâlnească în același punct. A, da. Păcat că tu mi-ai dat un fireball și l-ai împins puțin mai încolo. S-ar putea. A, stai că trebuie să deschid asta. Și nu pot. Așa. A, mi-ai dat-o. Mamă, și mi-o dai urât, fiindcă rămâne ăla... Micu fără... Rămâne ăla, da, cu foarte puțină viață, dar... Oh, nu, de ce ți-ai pus Elite Barbarian? Pentru că nu aveam ce altceva să pun. Ok, da, m-am descurcat bine. Da, oricum mi-i bați lejer, fiindcă ai scheleție. Da, și plus că am și Valkyrie. Da, adică nu știu ce știe ce, dar măcar să am și o carte acolo de apărare. Totuși, până acum tu mi-ai pus damage cu Fireball-ul ăla. Da, iar acum ghiși ce poți să... Deci ghiși ce cărți am eu în mână. Am un... Executioner sigur. Nu. Am tornadă, am de la. Ai numai speluri? Da, numai speluri. Și am și un mirror cu barbari. Atâta. Nu mă grăbesc. A, păi o să pui mirror cu barbari. Da. Barbari de 10. Sunt șmecher. Da, dar vezi că am făcut trade mai bun acolo. Ei, mai. Ups, sau nu? Val, da, descurcă-te. Da. A fost bună tornada aia acolo, că ți-a intras fix în... Uite, te ajut. A, de fapt, mi-a ții pe loc acolo. Oarecum. Haide! Bun. Ai învârtit de la tot timpul, da? Da, îl țin aici. Nu știu dacă se vede, ar trebui... Da, se știu eu de pe camera, cred. Bun. Astea sunt deck-uri de fidget spinnere, dar... Cred că da, oarecum. Sincer, cred că nu o să câștige nimeni. E deck-uri cu care... Sunt antistres, cică. La barbaria de elită. Băi, asta te stresează ei. Da. Speram să pui... Oh, nu, ai dat double fireball. Speram să pui barbarii de elită să-i trag din nou în turnul tău, știi? Uite, a, ai pus aici. A, ok, mersi, Alex. E să-i tragi în turn? A, da, am vrut să fac aceeași mișcare pe care am făcut-o atacul trecut, dacă ți-ai amintești. Nu, ce-ai făcut? Mi-ai tras în turn? Da, gen am avut executionul la jumătate și dacă pui cu barbarii să atace ăla, uite, o să țin toate trupele în fața turnului și executionul să dea și pe turn și pe... Aaa, mamă, ce tactici are bud. Da, uite ce tactici ai tu cu double Valkyrie și double... Ok, atunci pun și double Valkyrie, de ce? Eu nu pot să fac asta? Nu poți, ci chiar să mă bați dacă faci asta. Tu ai rage-ul sau... Da, e rage-ul ăla. Am pus pe lui și eu. Ok. Și acum o să dai din nou fireball sau ce o să dai? Sau Valkyrie. A, nu!
Te rog, execution. N-a trăit execution. N-a murit. Ai tactici. Bun, veniți aici. Wow, n-am ce șansă. Deci eu n-am, nu ți ating turnul meciul ăsta. De fapt aș putea să spamez. Ba l-ai atins, ai dat fireball-ul ăla. Da. Bun. Așa. Pune barbarii de elită. I-am pus, iau. Sau executioner-ul, că e ok și acolo. O să dau și un zap să îl încetinez puțin și... Da, nu, mai bătut, mai bătut. A fost din cauza la spinner, nu? Nu, dar n-am cum. N-am, nu știu, nu știu, oricum n-am cărți. Tu ai banditul ăla. Plus că tu ai tactici, eu n-am tactici. Nu știu, eu nu am, da? Nu folosesc executioner-ul. Mi-mi place. L-ai folosit de câteva... în general nu-l folosești. În general, nu. Da, da, da. Fii atent, o să încerc ceva, gen, nu știu dacă o să funcționeze. Momo! Oh my god! What the fuck, ce-o câte spinere erau acolo! Da, e clar, am pierdut, măcar am învârtit de ăsta. Ei, da, măcar nu ai pierdut challenge-ul că nu ai învârtit spinerul. Bun, păi cred că mare parte astea au fost challenge-urile de pe canalul meu. O să las link-ul de la clipul lui Alex în descriere. Aruncați un ochi și pe acolo, pentru că o să facem ceva decuri diferite, poate. Încercăm și tot așa cu spinere să facem câteva chestii. Și da, cam ăsta a fost clipul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un buton de like. Să mergeți și la Alex să aruncați și pe acolo cât un buton de like, un buton de subscribe. Și da. Subscribe. Da. Da. Cam ăsta a fost clipul. Eu am fost Body, el a fost Alex Alvarez și până la viitoare ne vedem în arenă. Pa, pa. Pa. Da, deci exact cum am spus și în clip, o să dau ambele spinere, le dau la giveaway, pentru că deja îmi pierd foarte mult timp cu ele și vreau să vi le dau vouă. Ăsta avea și luminițe, numai că l-am scăpat de câteva ori și nu mai merg, dar spinnerul merge perfect, se învârte foarte repede. Face zgomot, na. Așa. Ăsta merge puțin mai lent, dar anyway, vi le dau vouă. Ce trebuie să faceți ca să le puteți câștiga? Trebuie să fiți abonați la canalul meu de YouTube, să dați un like la acest videoclip și să lăsați un comentariu random în secțiunea de comentarii, orice fel de comentariu vreți voi. Puteți să înscrieți cartea voastră preferată de Clash Royale în comentarii, puteți să înscrieți o propunere de un videoclip sau orice, orice comentariu doriți voi, iar eu o să... cu un program care o să mă ajute pe mine să aleg dintre cei care sunt abonați, au dat like și au și comentat, o să aleg doi dintre comentarii, dintre comentariile voastre, care aparent o să câștige câte un fidget spinner din ăsta. Primul care o să-mi răspundă la comentariu o să-l lasă și aleagă. Cel verde sau cel cu luminițe, care nu mai merg luminițele, dar el merge perfect oarecum. Bam. Da, deci, ca să intri în concurs, like la clip, trebuie să fii abonat și să lași un comentariu la acest clip în secțiunea de comentarii. Eu o să aleg undeva la săptămâna viitoare, vineri, ori pe live, ori fac un clip cu momentul în care extrag, nu se știe, dar până vineri aveți timp să vă înscrieți. Așa că, ce pot să zic, multă baftă și... Au. Sper să nu-l stric de tot până îl trimit celei ce câștigă. Multă baftă și ne vedem data viitoare. Eu încă învârde asta.